Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un sistem de ascuțit cuțite sau ascuțitoare de cuțite sau tocilă. Depinde cum vrem să-i spunem. Este o copie după modelul Apex Edge Pro. Este o variantă printată 3D. Acest sistem permite setarea și menținerea unghiului de ascuțire. Este format din 3 elemente, baza și 2 tije. Baza este printată 3D. Pe spate are material antiderapant. Are 2 magneți neodim, destul de puternici, cu ajutorul cărora cuțitul este prins pe talpă. Mai are încă o talpă care ajută la fixare. Ca să protejez lama cuțitului, aici este de preferat să punem o bandă de hârtie. Are o tijă din inox cu un sistem cu 3 rulmenți. Și încă o tijă care ajută la fixarea pietrei. Pentru ascuțire putem folosi pietre ceramice lipite pe o bază de plastic. Sunt pietre ceramice ce pot fi folosite, sunt pe bază de apă sau de ulei. Ulei, se poate folosi ulei de mecanisme fine sau ulei de la farmacie, parafină, ulei de copii, de bebeluși. Sunt mai multe variante. Se găsesc și pietre de rezervă, doar piatra care va fi ulterior, se poate lipi pe baza aceasta de plastic. Sau se poate folosi o bucată de șmirgher. Dacă nu aveți baza de plastic, se poate confecționa din lemn, eventual. Am văzut, la fel, există și cu un loc de piatră sau un loc de șmirgher, există o bucată de piele pentru strop. Mai sunt și variantele de pietre diamantate. Acestea sunt made in China. Există mai mulți producători, unele de calitate mai bună, altele mai slabă. Aproape toate sunt făcute în China. La pietrele ceramice, de preferat să fie trecut cu markerul pe spate granulația, deoarece prin frecare se șterge tot ce a fost scris pe piatră.
Se montează foarte simplu. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Subscribe. Foarte ușor de folosit. La cuțitele mari, grele, de preferat acest sistem să fie prins de masă. Dacă nu, va trebui să fie ținut cu mâna. De aici se reglează unghiul. În funcție de unghiul tăișului. Pentru a ne da seama ce unghi de ascuțire are lama cuțitului, putem folosi diverse aplicații de pe telefon. Există și dispozitive care ne arată unghiul sau destul de simplu cu un marker. Putem, se poate da pe lama, pe tăiș, iar apoi prin frecare observăm unde s-a luat markerul și dacă trebuie ajustat unghiul. Foarte ușor de folosit.